Avem și pe domnul Porumboiu la telefon. Bună ziua, domnul Porumboiu! Bună ziua, bună ziua! Bârsan a arbitrat bine, spunea Adrian Ilie aici, dar bine, i-a zis o bala și a murit de râs aici. Așa zice bala, zice, păi normal, Ilie, ce să zici, dacă tu ai dat lovitura de începere pentru FCSB, normal că l-a pierd pe Bârsan. Zicea Ilie, zice, domne, eu i-aș da nota 10 lui Bârsan, i-a acoperit în toate fazele. Ce părere aveți? Da, poate să spună și nota 20, că orice notă e valabilă. Dumneavoastră, ce notă i-ați dat? Nota mea e una modestă, pentru că, după opinia mea, fiecare cu părerea lui, dar eu am părerea, mă rog, ca, așa cum tu ai acumulat o experiență mare ca fotbalist și eu am acumulat o experiență mare ca arbitru. Eu, într-adevăr, spun că a fost 11 metri ieri, dar a fost la poarta cealaltă. Deci, foarte interesant. Ia, vă rog, explicați-ne. Chiar e interesant. În primul rând, faza care a fost în careul FCSB-ului cu Daua, când, într-adevăr, e cu spatele, se întoarce, dar nu spune nici în text al regulilor jocului că trebuie să fii cu fața ca să lovești mingea cu mâna, ea fiind depărtată de corp. Da. Se poate vedea foarte clar că mâna dreaptă e depărtată de corp. Bine, nu există un element în ăsta, cum spuneam pe timpul, o poziție firească. Contează doar dacă lovești mingea cu mâna. Corect. Ceea ce s-a întâmplat. Ori dacă s-a întâmplat acest lucru și v-am observat treaba asta, este firesc că arbitrul putea să verifice, să o ducă la, mă rog, pe monitor, să vadă faza, iar dacă o vedea, nu știu cine a fost în cabina VAR, dar dacă arbitru vedea, eu zic că schimba poziția. Am văzut, mă rog, poziția unui specialist, așa a scris, mă rog, m-am uitat. Dar lăsă-mă în pace. Domnul Zota, nu? Cine? Domnul Zota? Da, el s-a calificat mai mult la 100 de metri garduri. Da. Cu Iorgulescu în spatele lui. Eram observator la meci. Da. Da, ca și Gino alerga bine. Da, da, alerga cu săracul, dar haideți să revenim serios la această fază. E o fază care, după opinia mea, are o interpretare care cred că se putea acorda 11 metri dacă faza era văzută. Faptul că vine o centrare, iar Daua se întoarce și cu mâna dreaptă depărtată de corp, o să vedeți că e depărtată mâna de corp, nu spune cineva, spunea că trebuie să fie cu mâinile în sus. Nu spune cu mâinile în sus, cu mâinile lateral, cu mâinile în jos. Depărtată de corp. Ceea ce vedeți cu toții, probabil că aveți imagine, de ce e depărtată de corp. Asta este clar, n-am niciun fel de... E părerea mea, strict, da, regulamentar. Nu vă dați seama, nu vă contrazic, părerea mea este că nu, eu nu dădeam penalti niciodată la faza aia, dar... De ce? Nu dădeam, pentru că... Vă spun de ce, dintr-un motiv foarte simplu. Eu cred că un arbitru mare arbitrează nu în regulamentul jocului, ci în spiritul jocului. Era o fază... Păi spiritul jocului era că Pădaua mingea aia l-a lovit fără să fie niciun fel de implicare. Pur, da, și simplu, da, Horia, s-a trezit cu mingea în mână. Da, Horia, dacă mingea, adică nu, care... nu și-a dus Daua nicio secundă mingea spre mână. A fost o fază din asta în care mingea din carambol te lovește în mână. Da, dacă ăla e penalti, eu nu-l dădeam. Dar domnul Porumboiu, încă o dată, nu o să vă contrazic. Nu te contrazic. E părerea ta. Cum eu am o părere, da, așa ești tu dreptul la o părere și toți avem dreptul la o părere, nu? Normal. Eu doar v-am spus părerea mea. Nu mi s-a părut în spiritul jocului că putea să se dea penalti la Daua. Acum merg mai departe în spiritul jocului. Foarte, da, bine spusă problema asta. La penalti care se dea pentru FCSB, dădeai penalti în spiritul jocului sau dădeai avertisment pentru simulare? Grea întrebare. La 30 de secunde. Grea întrebare. Na, haideți să fim serioși. Dădeam penalti că eram acoperit regulamentar. Acoperit. Suntem o țară de acoperiți. Da, chiar că sunt. Stați o secundă, domnul Porumboiu, că e foarte interesant ce spuneți. Adică trebuia
trebuia, compania trebuia să primească galben pentru simulare? Galben pentru simulare. I-a pus mâna pe spate un pic. Păi ați întors tot fotbalul românesc cu astea, cu declarațiile astea. Dar nu am întors și eu, domnule. Eu părere, eu mi-am exprimat un punct de vedere. Da. Și vă dați seama, puteți să mă acuzați cât m-ați acuzat. Nu, stați să vă zic ceva. Dumneavoastră cu CFR-ul nu o să fiți în veci. Da. Dar eu n-am treabă cu CFR-ul, nici cu FCSB-ul. Eu m-ați întrebat, v-am răspuns punctual ceea ce cred eu. Da. Cum apreciez eu cele două fane. Da. E părerea dumneavoastră, sunteți un uriaș fost arbitru. Doar că schimbați toată paradigma de aseară. Deci dar n-am schimbat nicio paradigmă, eu vorbesc de regulile jocului și de modul în care... Și vă mai întreb, care fază vi se pare, dacă tot mă luați pe spiritul jocului, care fază vi se pare mai apropiată de penalti? Cea de la Companio sau cea de la Daua? Hands cu mâna, am spus eu. Nu, mie mi se pare la Companio mai apropiată. V-am zis, mie la Daua... Nu face nimic, Daua, nu duce mâna. Îl lovește din carambola. Hai, mă, fii serios, Vivi, că nu poți să dai penalti. Oria, dacă se oprește mingea, e vreun jucător de la CFR să ajungă mingea la el, dacă Adi s-a oprit mingea. Păi și unde se duce? Vreți, cu scuze de rigoare că vă întrerup. Vreți să mutăm faza pe linia porții? Păi n-a fost pe linia porții. Păi stai, dă-le puțin, nu n-a fost. Eu, păi nu contează. Dar vă duc această fază, e pe linia porții. Da, și Daua oprește mingea pe linia porții, da, nu se mai duce în poartă. Da, păi, da, dacă e pe linia porții, da, penalti, normal. Deci dacă e care... M-am dus unde trebuie. Da. Mi-am dat seama, întotdeauna mi s-a părut că sunteți un șmecher, domnul Porumboiu. Nu sunt șmecher, regulile jocului sunt foarte clare, nu-i pe șmecherie. V-am dus faza respectivă, puneți-o pe linia porții. Am înțeles. Dați penalti. Deci, era sensul respectiv? Da. Normal. Și deci, galben pentru simulare la Companio? Da, categoric, da. Ei, dar uitați-vă de deci campionat între ei, uitați-vă. Nu l-am sunat bine pe Gigi. Trebuia să-l sunăm după. Dar nu contează, eu mă iau după ce spune Gigi, mai știu cine. Eu m-ați întrebat, v-am răspuns. Da, domnul Porumboi, încă o dată, mulțumim că ne-ați răspuns și vrem părerea dumneavoastră oricând, chiar dacă sunteți singur împotriva lumii acum, ca să zic așa. Dar nu sunt împotriva lumii. Nu, lumea, înțelegeți metafora, v-am spus o metaforă. Da, eu am înțeles, eu sunt, mă rog... țin la metafore. Da? Mi-ați confirmat și dumneavoastră că este hands, că a mutat fața prin epor. Da, mă rog, da. Da, corect. Dacă puneți problema așa, da, ce să mai zici, da. Așa este. Așa e. Așa e una peste alta. Și o să vedeți și cădere, n-am nimic, Doamne ferește, dacă CFR-ul a ajuns să fie, cum să spun, dar eu judec fazele. Ce să fie CFR-ul? Dacă ajungi CFR-ul să fie? Mă rog, să dacă am ajuns eu să comentez faze pro-CFR, dar eu le comentez pro. Dar ce ați vrut să ziceți, dacă ajungi CFR-ul să fie tocată de arbitri, asta ați vrut să ziceți? Nu, asta ai spus-o tu și nu te contrazic. Domn Porumboiu, mai bine închid că sunteți prea în formă în dimineața asta. Am stat într-o ședință de 5 ore cu alte probleme și sunt bine dispus acum. Am înțeles. Cum vi s-a părut așa, fotbalistic, FCSB-ul? Pare cea mai solidă echipă? Da, au echipă bună, mi-a plăcut circulația, cum să spun așa, a balonului, mai au de lucru și ei, dar să vedem acum cu ceea ce urmează. Noi. Dar e o echipă cu jucători, mă rog, valoroși, cu o surpriză plăcută. CFR-ul, ce am văzut eu, mai ales meciul care l-am văzut de la, mă rog, la Dana, cred că n-au avut echipa așa bună ca ceea ce au astăzi. Restul au mai fost cu... Mă rog, dar
N-au jucat grozavi cei, nu pot să spui că nu. Nu, obosiți. Ce notă, i-ați fi dat notă de trecere? Bănuiesc că nu lui Bârsan, nu, dacă erați observator. Nu, n-a avut decât în rest, n-a avut decât fazele. Păi ce în rest? Care... Păi dacă ziceți că trebuia penalti la, în favoarea lui CFR, ce în rest? Ce să mai fie în rest? Că dacă se schimbau lucrurile, poate nu poate, sigur nu mai avea meciul ăsta. Domnul Horea, resturi se găsesc la orice pas. Ați înțeles ce? Da. Am înțeles. Da, bine, fiecare. E o părere. N-am nimic împotriva altor păreri care se exprimă la fazele respective. Normal. Fiecare. Bine, mulțumesc mult de tot pentru păreri, domnul Porumboiu. Vă mulțumesc mult de tot. Numai bine. La revedere. A fost fostul mare arbitru Adrian Porumboiu. Ne-a dat peste cap total. Acum cred că... Eu nu mai înțeleg nimic din fost. O să glumesc eu acum, nu? Pot? Da. Deci, dau amerita roșu, dacă era pe linia porții, este? Da. Corect? Da. Roșu, da. Atunci nu mai dăm notele de trecere lui Bârsan. Nu mai avem cum să-i dăm. Nu mi-ai dat 10, îi se trage. Îi dau 11, că n-a fost pe linia porții. Păi lui Daua îi dau 11, că n-a fost pe linia porții. Da, lui Daua. Deci ne-a întors cu vântul sus. Mă auzi numai, eu știi cum sunt așa. Cum adică? Hai să bem o cafea și ne întorcem după aia. A fost sens. De fapt, a fost penalti și n-a fost penalti partea dată, când toată lumea a văzut, sau mă rog, majoritatea oamenilor, studiourile au văzut invers, specialiști și așa. Era în tineret, în copilărie, dacă e cu mâna, e hands. Da? Da?